Oamenii lui Dumnezeu, permiteți-mi să recitesc în limba română aproximativ același text pe care l-a citit fratele Gian în limba engleză în prima parte a serviciului divin și vă rog să revenim în Faptele Apostolilor, capitolul 1. O să începem cu versetul 3 și o să încheiem cu versetul 8. După patima lui, li s-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Prea iubiții Domnului, ocupați-vă locurile. Mulțumim Domnului pentru măreția sa, pentru grația sa, pentru favoarea sa. Mulțumim pentru că ne-a acceptat să fim mântuiți, să fim restaurați, să moară altcineva în locul nostru și să ne ia rușinea. Toată batjocura în care am trăit înainte nașterea din nou, o perioadă mai lungă în viața unora, mai scurtă sau probabil în absentă în viața altora. Este cincizecimea și la sărbătorile acestea mari spunem aceleași predici, pentru că predicăm din aceleași texte biblice. Nu ne-am propus să inventăm noi texte biblice ca să avem un nou material pentru predică, așa că de fiecare dată reafirmăm ceea ce scrie în Biblie cu ocazia acestor evenimente. Să ne suferiți și să vă bucurați, pentru că este Evanghelia veșnică a Domnului. În seara aceasta, pentru onoarea lui Dumnezeu și pentru bucuria noastră, o să predic despre prezentarea cincizecimii. O să prezint cincizecimea. E îndrăzneț ce afirm, dar n-am știut să pun un alt titlu mai bun decât acesta. Prezentarea cincizecimii. Cincizecimea este sărbătoarea creștină care comemorează pogorârea Duhului Sfânt printre apostolii Domnului Iisus Hristos la 50 de zile după moartea și învierea sa. Termenul de cincizecime vine din limba latină și de asemenea termenul de Rusalii. Aș vrea să surprind trei aspecte privind în textul pe care l-am citit. Și primul dintre ele este să surprind prioritatea cincizecimii. Vorbind cu ucenicii despre pogorârea Duhului Sfânt în inimile oamenilor născuți din nou, Mântuitorul le-a explicat că pogorârea Duhului și primirea puterii prin pogorârea Duhului este prioritară oricărei alte împliniri a unei alte nevoi. Spre exemplu, a spus Domnul Iisus, slujirea este prioritară informării. Nu e treaba voastră să știți, să fiți informați, să primiți mai multă cunoștință. Nu-i treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, sub cunoștința sa, sub gestiunea sa. Ci voi veți primi o putere și când veți primi puterea, va trebui să plecați și să slujiți. Este prioritar să slujiți informării, tendinței de a fi informați. Oamenii au venit la Domnul și l-au întrebat, Doamne, vrem să avem mai multă informație, vrem să ne dai mai multe amănunte, vrem să ne explici în detaliu. Și Domnul le spune, nu este necesar acum. Este necesar la modul general, dar nu este necesar acum. Acum este necesar să primiți puterea, pentru că de această putere aveți nevoie să plecați. Puteți fi mai inteligenți, dar nu veți fi capabili pentru că veți fi mai inteligenți. Veți avea nevoie nu de mai multă informare, nu de mai multă inteligență, nu de mai multă cunoștință, ci de mai multă putere.
E cuvântul din limba greacă dunamis, de la dinamită. Veți avea nevoie de mai mare explozie. Hristos spune următorul lucru: cincizecimea este prioritară escatonului. Escatonul e cuvântul din limba greacă care vorbește despre dimensiunea teologică numită escatologie, care surprinde experiențele sfârșitului. Când auziți despre escatologie, se referă la evenimentele din vremea sfârșitului. Și oamenii au o mare predispoziție, mai ales bărbații, să știe despre escatologie. Când va veni? Vine înainte? Vine la mijloc? Vine după? Vine pe nor? Coboară? E mii de ani în cer? E pe pământ? Nunta e sus? Nunta e jos? Când? Cum? Unde? Și Domnul spune: stop! Opriți-vă! Este prioritar să primiți puterea! Pentru că dacă nu veți avea putere, slujirea voastră va fi mediocră, slujirea voastră va fi limitată, slujirea voastră va fi superficială, slujirea voastră nu va atinge pe nimeni, slujirea voastră nu va avea forță, slujirea voastră nu va putea împinge întunericul, slujirea voastră nu va putea împlini interesele din împărăția lui Dumnezeu. Este prioritar să aveți putere, 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 puterea care vine din Duhul. Bune școlile, e bună organizarea, totul e bun, dar este prioritară puterea, este prioritară puterea, este prioritară puterea, putere în predică, putere în rugăciune, putere în prorocie, putere în cântare, putere în slujbele divine, putere, 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 putere. Fără ea suntem o comunitate umană, fără ea suntem un club religios, fără ea suntem limitați. Cincizecimea este prioritară cunoștinței, este prioritară aflării de informații, este prioritară la orice experiență umană. Acum e vremea să fii împuternicit și așa împuternicit cum ești, să pleci, să pleci și să slujești. Prioritatea cincizecimii: așteaptă să primești ce nu ai, așteaptă să descarce Dumnezeu cerul în tine, așteaptă. Asta este ceea ce trebuie să faci. Cincizecime înseamnă în primul rând prioritate. Apoi, uitându-ne în Scriptură, observăm că atunci când vorbim despre informare, trebuie să menționăm câteva lucruri. 1. Informarea este importantă, dar nu e un scop în sine. Informarea este doar un mijloc pentru a deveni eficienți, pentru a ne instrui, pentru a căpăta abilități. Dar noi nu avem abilități ca un scop în sine, ca să dovedim superioritatea noastră în comparația cu frații. Acesta e mijlocul prin care putem predica cu eficiență, putem cânta cu destoinicie, putem organiza biserica și aștepta frații cu politețe, putem conduce biserica cu înțelepciune. Toate acestea nu sunt un scop în sine, sunt doar metode prin care slujba noastră e competentă, este puternică, este destoinică, este înțeleaptă. Dar noi nu ne mândrim cu titlurile noastre, că scopul nostru nu este să ne afișăm meritele intelectuale și nici destoinicia abilităților omenești. Acestea nu sunt un scop în sine, ci ele ne servesc ca ceea ce facem să facem mai bine. Când un meseriaș face un lucru, îl face mai bine decât un nemeseriaș. Dar a fi meseriaș în biserică nu e un scop în sine, că noi nu suntem master, noi rămânem robi, oricât de bine am ști să facem un lucru sau toate lucrurile de pe pământ. Apoi, în al doilea rând, informarea lipsită de slujire poate conduce la sentimentul nebunesc de superioritate sau de mândrie. Pavel spune în 1 Corinteni capitolul 8, versetul 1: cunoștința îngânfă, cunoștința singură îngânfă. Nu vreau să vorbesc despre discuțiile de pe blogurile evanghelice din vremea aceasta, pentru că nu-i problema mea. Vreau doar să vă spun un singur lucru: există riscul, dacă ești bogat, să te îngânfi. Asta nu înseamnă că toți bogații se îngânfă, dar când ai cu ce, mă gândesc că te îngânfă mai repede decât atunci când nu ai cu ce. Există riscul, dacă ești prea pregătit, să te îngânfi. Asta nu înseamnă că toți oamenii instruiți se îngânfă, dar mă gândesc că mai repede te fudulești când ai cu ce decât atunci când n-ai cu ce. Și pot să dau mai multe exemple de superioritate umană care îți dă oportunitatea, în lipsa maturității spirituale, să te îngânfi. Cunoștința îngânfă dacă nu este pusă la picioarele crucii, ca pe o onoare pe care o primești de la Domnul, să ai mai multă cunoștință și să devii un învățător umil. Și oricât de puternic învățător ai fi, rămâi doar un rob al lui Iisus Hristos. Că unul dintre cei mai mari învățători care l-a urmat pe marele învățător, pe care l-a chemat fostul Saul din Tars, actualul Pavel, a spus așa:
rob și apostol al lui Iisus Hristos. Avem curajul să ne semnăm în felul ăsta? Astăzi, doctor cu tare, dar nu doctor și rob. Iertați-mă, nu vreau să vorbesc împotriva la niciun titlu academic. Eu nu le-am luat pentru că n-am avut condiții și minte. Dar ceea ce vreau să vă spun este că nu-i cinstit să punem lângă toate cuvântul rob. Trebuie neapărat să-l punem, că dacă nu-l punem, e o problemă cu noi. Mai mare doctor decât Pavel, nu știu dacă or fi astăzi, dar el a spus așa, doctor și rob. Și toți apostolii care au fost proeminenți au așezat lângă meritele lor cuvântul rob ca să-i balanceze și să nu se fudulească, ca să nu se o ia în cap datorită superiorităților academice. Oamenii ai lui Dumnezeu, Scriptura ne vorbește despre prioritatea cinzecimii și prioritatea este următoarea, putere. Poți să cânți mai bine decât orice pasăre, dacă n-ai putere, încă n-ai pus mâna pe ce trebuie. Poți să predic să cădeți jos cu toții, dar dacă n-am putere în ceea ce fac, este aproape în zadar. Putem să facem sacrificii uriașe, dar dacă nu vom avea putere, toate se vor frânge într-o zi și ne vom face de rușine căzând de oboseală. Puterea, a spus Hristos, este prioritară. Înaintea să faceți orice altceva, e prioritar să așteptați puterea, puterea, puterea. Așa a spus El și El a știut ce spune. Amin? Lăudați să fie Domnul! Uitându-ne în carte, scumpii mei, vom observa următorul lucru. Noi nu susținem ignoranța. Dimpotrivă, noi încurajăm instruirea, pregătirea, dar în același timp reafirmăm spusele Domnului. Cui îi se dă mult, îi se cere mult. Cunoștința din scara lui Petru, 2 Petru capitolul 1, versetul 5, aduceți-vă aminte că e una dintre cele 5 virtuți, dar ea se finalizează în dragostea față de frați și în dragostea față de oameni. Nu e un scop în sine cunoștința, că Biserica lui Dumnezeu nu este o facultate sau o universitate. Biserica lui Dumnezeu nu trebuie să exceleze în titluri academice. Toate acestea sunt bune, dar ele trebuie subordonate calității de rob și trebuie puse în slujba împlinirii intereselor împărăția lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Prioritatea cinzecimii în slujirea care e prioritară informării și în unitatea care este prioritară individualismului. Citesc capitolul 1, versetul 6, prima parte. Deci apostolii, pe când erau strânși, la oaltă. La oaltă erau strânși. Vă întreb, ăștia 12 n-au avut diferențe între ei. Dar de ce s-au suferit? Unitatea pentru apostoli a fost prioritară. Ăștia n-au zis, știi ce? Ia duceți-vă un pic mai încolo, că mai e și mai încolo umbră. Eu vreau să stau numai cu ăștia doi. De ce n-au zis cei trei care făceau parte din grupul select al Domnului Iisus? Petru, Iacov și Ioan să fi zis așa. Voi știți că întotdeauna noi am fost preferații Domnului Iisus și facem parte din elita grupului ucenicilor. Noi vrem să rămânem așa un pic mai deoparte, că noi avem niște secrete. Aceștia au stat împreună. Suferi unitatea. Inclusiv cu mine sau eu cu dumneata, o suferi. Hristos ne învață în ziua cinzecimii că trebuie să fim la un loc. Ascultați-mă, degeaba luăm pe unul dintre businessmenii de aici, care săracul, numai el știe câte boli a acumulat și cât stresare pentru banii care i-a câștigat și pentru businessul cu care l-a binecuvântat Dumnezeu. Și îi spunem așa, dă 50.000 pentru lucrarea lui Dumnezeu. Da, lăsați-i să dea. Dar nu e mai bine să spunem așa, fiecare să aducă câte 100 sau 2. Și dacă fiecare din mulțimea asta de oameni vom aduce câte 100 sau 2, niciunul nu vom suferi foarte mult, dar se va strânge foarte mult. Asta este puterea unității. Nu băgăm în pământ pe un om jăgmănindu-l, că noi n-avem, numai pentru noi avem. Noi înțelegem că e unitate, e unitate în voluntariat la masa de dragoste, e unitate în vot, e unitate în prezență la rugăciune, e unitate în sărirea în ajutorul văduvei și a orfanului, e unitate în vizitele la spital, în actele de cult. Ați fost vreodată refuzați când ați avut un bolnav la spital? Ziua sau noaptea, ridică-te în picioare acum și spune-i, te-am sunat pe tine sau pe un alt păstor, am avut bolnav acolo și tu mi-ai spus, vin mâine dimineață. Ridică-te în picioare și spune, da, eu sunt ăla care te-am așteptat până mâine dimineață. Ai fost servit în biserica asta când ai avut nevoie? De ce? Datorită unității.
Pentru că Hristos ne-a poruncit următorul lucru. Ziua, noaptea, sunteți dedicați să serviți poporul lui Dumnezeu. Așa a făcut El, așa trebuie să facem și noi. Nu individualism, nu elita celor cu bani, elita celor cu slujbe, elita celor veterani. Nu, 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 nu. Noi ne strângem sâmbătă la parc, ne îmbrățișăm cu toții, mâncăm cu toții, unul are bani, altul n-are. Adică nu există nimeni care să nu aibă, dar are mai puțini. Unul e bătrân, altul tânăr, unul de 50 de ani aici, altul de mai puține ani. Pe noi nu ne despar diferențele sociale, profesionale, intelectuale sau de altă natură. Pentru că Iisus ne-a spus următorul lucru: este prioritar să ai puterea și este prioritar să fiți în unitate. Acesta este mesajul cincizecimii. Uitați ce spune Domnul: în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Capitolul 2, versetul 1. Definiția unității: toți în același loc, toți în același timp, toți cu același motiv, toți cu același scop. Domnul Iisus a trimis ucenicii doi câte doi. Știți de ce? Numai ca să demonteze individualismul. Știți de ce? Ca să-i ajute să se ridice unul pe altul când cad. Ca să ceară socoteală unul de la altul. Ca să se corecteze unul pe altul. Și ca să fie întotdeauna un martor pentru celălalt care face ceva. Dacă eu sunt singur și cineva mă acuză de un lucru, cum mă dezvinovățesc dacă sunt singur? Dar dacă mai sunt cu cineva, ce spun eu când sunt acuzat? N-are nicio putere. Dar celălalt care nu i-a acuzat vine și spune: eu mărturisesc că e adevărat sau că nu e adevărat. Și atunci un martor are putere, dar cel acuzat n-are nicio putere. Pentru că simplu fapt că e acuzat pune sub semnul întrebării tot ce spune el, indiferent că acuzația este reală sau ireală, dovedită sau nedovedită. Astăzi dacă arunci o piatră, nici Barack Obama nu mai poate scoate din apă și face o grămadă de valuri. Ei, Domnul Iisus Hristos ne spune următorul lucru în carte: cincizecimea este prioritară în primirea puterii și cincizecimea este prioritară în păstrarea unității. Puterea în lucrarea din biserică și unitatea în lucrarea din biserică. Fraților, luptați-vă pentru putere și luptați-vă pentru unitate. Dacă vreodată vă supăr, spuneți-mi ca să-mi pot cere iertare și să nu ne lase diavolul ca să fim dezbinați, să nu ne mai suferim. Pentru că dacă noi ajungem să nu ne mai suportăm, noi nu mai trăim în unitate și Duhul lui Dumnezeu nu mai poate lucra între noi și biserica rămâne fără putere. Luptați-vă pentru unitate, plătiți prețul unității, treceți peste orice, iertați, îngăduiți, răbdați, suferiți și faceți totul de dragul Domnului și mai sus de orice postiți și rugați-vă pentru putere. Postiți pentru un om ca mine, sunt doar o mână de țărână, sunt exact ca dumneata, indiferent cine ești. Roagă-te pentru mine, nu mă critica. Uneori am slăbiciuni, uneori greșesc, uneori spun un cuvânt în loc să-l spun pe altul, în graba predicii. Dar ascultă-mă, roagă-te pentru mine să am mai multă coerență, să am mai multă călăuzire. De ce bârfești? Ești fratele meu. De ce bârfești? De ce critici? Ești fratele meu. Ești fratele meu. Mai mă auzi? Hristos ne învață la cincizecime despre aceste două lecții prioritare: puterea și unitatea. Luptați-vă pentru putere, rugați-vă pentru dirijori, rugați-vă pentru păstori, prezbiteri, diaconi, rugați-vă pentru lideri, rugați-vă pentru poporul ăsta, rugați-vă pentru oamenii care fac o slujbă, mod special pentru conducerea bisericii, rugați-vă că-s doar oameni din țărână ca dumneavoastră și așa de ușor să greșești, e mult mai greu să le faci bine decât să greșești. Rugați-vă să avem putere, rugați-vă să fim plini de putere, rugați-vă biserica asta să meargă drept, să nu fie legalistă, dar nici liberală, rugați-vă să fie o biserică în spiritul Evangheliei și în puterea Duhului. Rugați-vă să fie o biserică unită. Copiii aceștia îi suferim să predice în limba engleză, pentru că s-ai noștri și vrem să trăim în unitate cu ei. Bătrânii aceștia îi suferim să asculte predica în limba română, pentru că s-ai noștri și vrem să îmbătrânească bucurându-se de respectul nostru. Acceptați diferențele acestea, acceptați-le. Aceasta e porunca lui Iisus Hristos. Prioritatea cincizecimii, progresia cincizecimii. Biblia prezintă revelarea caracterului lui Dumnezeu și a voii lui Dumnezeu în mod progresiv. Când Dumnezeu a apărut la primul om, i-a spus două, trei lucruri.
a apărut la al doilea om și a mai spus ceva. Și a apărut la al treilea om și s-a mai scris o pagină. Și a apărut la o altă generație și a mai spus câte ceva. A venit Sinaiu și a mai scris ceva. Au trecut timpurile, au venit alți judecători, alți proroci, alți împărați și s-a mai scris. A venit Domnul Iisus, a scris mult. Au venit apostolii, s-a scris mult. Revelația n-a fost dată toată odată, că oamenii nu puteau digera, ci a fost progresivă, a fost progresivă, a fost progresivă. Și cincizecimea e progresivă, că Dumnezeu știe că trebuie dumicat. Ați observat cum facem la copiii mici? Tăie mici, 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 ca să nu se înghită. De ce sunt mici? Sunt mai mici ca noi. Dar sunt la fel ca cei de seama lor, dar mai mici decât noi sunt, că noi suntem mari. Ei bine, în cincizecime există progresie. Uitați ce spune Scriptura. Scriptura ne învață următorul lucru. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aminti de tot ce v-am spus eu. Este Hristos între ucenici și nu le spune toate lucrurile, că nu le puteau purta, le dădea prea mult bagaj și le frângea coloana. Și le-a dat doar cât au putut duce până a văzut că începe să gâfâie, să obosească și a spus, duceți-vă, dă-ne tot! Nu, 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 că nu puteți să le duceți. Va veni Duhul Sfânt și o să vă învețe lucruri noi, dar o să vă aducă minte și de lucrurile vechi. Și a venit Duhul Sfânt și ne-a învățat și alte lucruri. Și acum țâșnește în biserică o femeie, un bărbat și spune, așa vorbește Domnul. Și după moartea și învierea Domnului a continuat revelația prin apostoli. Și mai mult de atât, uitați ce surprinde Domnul în carte, este senzațional asta, nu doar slujire. Am să citesc din capitolul 1, versetul 4. Pe când se aflau, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim și să aștepte acolo făgăduința Tatălui. Atenție, versetul 5. Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Ioan, până la cincizecime, a urcat la un anumit nivel, dar revelația continuă. Ea continuă, este progresivă, nu se oprește. Și în cincizecime există progresie. Până la cincizecime a fost botezul cu apă. Dar după cincizecime se mai adaugă un botez. Un botez care este al doilea botez. Și botezul acesta este următorul. Botezul cu Duhul Sfânt. Sunt oameni care se opresc la cincizecime. Pentru ei cincizecimea nu-i progresie. Dar Scriptura prezintă cincizecimea ca pe o progresie și spune următorul lucru, nu doar botezul cu apă, ci și botezul cu Duhul Sfânt. Că Ioan a botezat cu apă, dar a venit cincizecimea și cincizecimea nu-i botez cu apă, cincizecimea e botez cu Duhul Sfânt. Nu vă opriți la botezul cu apă, continuați, revelația merge mai departe, ea este progresivă, ea crește, ea se mărește, gloria lui Dumnezeu e infinită, măreția lui umple pământul, trebuie să ne maturizăm, trebuie să creștem. Există progresie în cincizecime, nu numai prioritate. Există progresie în cincizecime, trebuie să crești, trebuie să fiu mai bun decât ieri, dar trebuie să fiu mai rău decât mâine. Că asta înseamnă că mâine voi fi mai bun decât astăzi. Fiecare dintre noi ne dezvoltăm în baza experiențelor pe care le avem. Regretăm scăzămintele noastre, greșelile, slăbiciunile, când am vorbit ce nu trebuia sau când n-am vorbit ce trebuia. Fapte 19, un text foarte bine cunoscut. Pe când Apollo era în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Fapte 19, versetul 1 până la 7. Și Pavel a întâlnit niște ucenici și i-a întrebat, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns, nici n-am auzit de Duhul Sfânt, dar voi cu ce botez ați fost botezați? Și ei răspund, am fost botezați cu botezul care a fost dat până la cincizecime. Dar voi n-ați auzit că a fost cincizecimea? Nu. Mă, oameni buni, a fost cincizecimea. Și ce înseamnă cincizecimea? Cincizecimea înseamnă botezul cu Duhul Sfânt. Wow! Da? Da! Ok? Veniți încoace, le-a spus Pavel. Și a pus mâinile peste ei și din botezul cu apă de până la cincizecime au progresat și a apărut al doilea botez. Și spune Scriptura că au început să vorbească în limbi, au început să prorocească și au început să laude pe Dumnezeu. Iată dar un nou salt! Iată dar un pas mai sus, iată dar o progresie. Nu doar botezul cu apă, ci pe lângă botezul cu apă și botezul cu Duhul Sfânt. Apoi, nu doar slujire, ci slujire sub călăuzirea și sub puterea Duhului. Citim în Scriptură următorul lucru. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui. De ce? Veți primi o putere. Dar Hristos a murit și El ne-a spus toate lucrurile și nu ne-a spus despre asta.
ba da, v-a spus, dar n-ați înțeles. Și a așteptat să mai treacă timpul, să se așeze ceea ce v-a spus el, să înțelegeți bine și apoi să vină și următoarea parte din revelație, care e progresivă și atunci veți pricepe mai bine. Citesc din Petru. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească după darul pe care l-a primit. Dacă slujește cineva, să primească după, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Când te botezi, n-ai nicio putere, dar vine cinzecimea și vin experiențele vieții și vin darurile și vine... și vine slujirea. Și așa, mergând în viață, progresezi. De ce? În cinzecime există progres, nu doar prioritate. Aș vrea să mă apropii de încheiere, scumpii mei, și să vorbesc în al treilea rând, pe lângă prioritate și pe lângă progresie, să vorbesc despre puterea cinzecimii. Și acesta este textul pe care, acesta este versetul asupra căruia noi insistăm cu numărul 8. Când Duhul Sfânt se va pogorâ peste voi, veți primi o putere. Domnul Iisus Hristos spune aici următorul lucru: se va întâmpla un fenomen imposibil de explicat, dar să știți că până la urmă partea practică din tot ce se va întâmpla este că voi veți primi în dotare o putere. Până la urmă asta este rezultatul final. Va veni Duhul Sfânt când cum? Ca la baptiști, ca la penticostal, ca în bisericile liberale, ca în cele conservatoare? Cum va veni? Și Domnul spune: ascultați-mă, asta are mai puțină importanță. Important este finalizarea, veți primi o putere. Vreau să vă întreb acum, cunoașteți oameni care pretind că au fost botezați și n-au putere? Frații mei, botezul în sine nu e un scop. Botezul în sine este doar momentul delegării de autoritate, momentul delegării de putere. Degeaba spunem noi: păi noi am fost botezați, dar suntem la fel ca înainte de botez. Întreb eu, e un scop în sine să fii botezat și tu să fii la fel ca înainte? Păi unde este eficiența botezului? Este ca și cum eu pretind că îți dau $1,000 în numele Domnului și ai ce, cu un buzunar, te duci cu el la bancă și banca spune: domnul ăsta care ți l-a dat n-are bani în bancă. E o hârtie care nu valorează un cent, nu $1,000. La ce-ți folosește experiența că ți-am dat un cec dacă n-are rod? Nu se concretizează în ceva. Unde-i puterea? Pot să spun multe lucruri. Unde-i puterea? Dovada, unde-i puterea? Domnul spune: va veni, se va coborâ. Dar atunci când va veni și se va coborâ, voi ști că a venit și s-a coborât prin faptul că vei poseda putere. Îți va fi vasul plin. Îți va fi vasul plin, vei vorbi din această plinătate, vei predica din această plinătate, vei cânta din această plinătate, vei ierta din această plinătate, te vei osteni din această plinătate, vei dărui numele Domnului din această plinătate, vei fi generos din această plinătate. Plinătatea aceasta te va schimba, plinătatea aceasta te va schimba, te va transforma. Cinzecime înseamnă prioritate, cinzecime înseamnă progresie, dar cinzecime înseamnă putere. Cinzecime înseamnă putere. Observați ce spune Biblia aici: când Duhul Sfânt se va coborî peste voi, veți primi putere. 2. Când veți primi putere, veți fi martori. 3. Când veți fi martori, veți începe de aici și veți pleca. Haideți să o luăm de la început. De ce se coboară dacă nu-ți dă puterea? N-are rost. De ce îți dă puterea dacă nu te duci? Ce faci cu ea? Ce faci cu ea? Și acum, așa cum încheiam slujba de dimineață, calificăm cele câteva categorii de oameni. 1. Oameni care pretind că au primit, dar n-au puterea. Oameni care pretind că au primit și au puterea. Oameni care au puterea și se duc și oameni care nu au puterea, care au puterea și nu se duc. Până la urmă, totul, scopul final este să te duci. Dar Domnul spune: nu pleca singur, că n-ai resurse. N-o să poți să reziști. N-ai abilități și nici n-o să ai integritatea necesară, că fără puterea Duhului Sfânt ești un muritor care vei ceda într-o formă sau în alta. Nu vei avea puterea să rămâi în picioare în necazuri, în suferință, în strâmtorări. Spune Pavel: știu să trăiesc în belșug, frigiderul plin, îl deschid, aleluia, dar știu și să trăiesc când nu mai am frigider, nici frigider. Nu fac gălăgie, nu mă plâng, nu mă transform într-o victimă. Domnul știe și una și alta.
Stăpânul meu nu mă cunoaște, nu-mi vede burta goală? E lui greu să trimită la mine o pasăre să-mi aducă carne și să mă trimită lângă un pârâu să bea apă sau să mă trimită la cineva care n-are decât două picături de ulei? N-are el în lumea asta un cârnaț și un colț de pâine pentru mine? Dar dacă el vrea să fiu cu burta goală, că numai cu burta goală pot înțelege ce nu pot înțelege cu burta plină, atunci de ce să fug de o înțelegere pe care Dumnezeu vrea să o am? Dumnezeu vrea să devin puțin mai priceput în lucrurile Lui. Vrea să-mi dea un titlu academic, dar nu într-o școală, ci în suferința vieții. În încercări, în singurătate, în adversitate, în vorbiri de rău. Niciodată nu ești o victimă, ești doar într-un program. Niciodată nu ești o victimă. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu are victime. Dumnezeu are copii pe care îi implică în programe de creștere. Programe intensive sau lente, depinde de starea ai sănătății. Dar nu a inimii aștia, ci a celeilalte. Oamenii lui Dumnezeu, nu trebuie să ne temem de nimic. Îndrăznesc să spun ca Pavel, nici de bol, nici de necazuri, nici de moarte, nici de strâmtorări, nici de datorii. Dumnezeu le știe pe toate. E adevărat că pe unele ni le provocăm singuri. Ni le provocăm singuri că greșim, luăm decizii greșite. Vorbim când nu trebuie, tăcem când nu trebuie și așa mai departe. Până unde ai ajuns cu mărturia? Cu puterea pe care ți-a dat-o El atunci când s-a coborât Duhul? Aceasta este întrebarea din această seară. Până unde ai ajuns cu mărturia, călăuzit de puterea pe care ți-a dat-o coborârea Duhului în experiența pe care pretinzi că ai avut? Dacă n-ai ajuns nicăieri, te întreb, de ce ți imaginezi că ți-a dat Dumnezeu puterea? De ce s-a descărcat cerul într-o zi? Și Domnul Iisus Hristos l-a trimis pe Duhul Sfânt și a spus, du-te la El, dă-i mărgăritarul ăsta de preț, că va face ravagii în împărăția Întunericului. Nu mai uitați-vă la El, ce istorie scrie cu viața Lui, cum merge în numele Domnului și în sfințenie și ce isprăv mari face, ca un voievod al neprihănirii. Și când colo voievodul adoarme și nu se mai trezește, strânge bancul nemiluita, strânge titluri plin de tot felul de lucruri lumești și nu te poți înțelege cu el. N-are timp, n-are resurse, n-are chef, n-are nimic. Și se uită Domnul care a investit și mai plânge încă o dată, de parcă n-ar fi plâns suficient. Mă uit la mine la vârsta asta și mă întreb, unde ar fi trebuit să fiu astăzi? De 30 de ani merg pe calea asta. Câte n-aș fi putut să fac pentru Dumnezeul meu, câte suflete să smulg din rai, din iad, câte suflete se ridic, pe câți oameni să-i ajut să se maturizeze, la cât să duc o bucată de pâine. Sunt lucruri pe care puteam să le fac și nu le-am făcut. Nu mă va pedepsi pe mine Dumnezeu într-o zi că i-am încurcat business-ul? Mi-a pus la dispoziție tot ce trebuia să-mi pună. Am văzut oameni fără picioare care merg în misiune. Am văzut oameni fără mâini care se duc în numele Domnului. Am văzut oameni orbi care colindă lumea. Eu am două picioare și amândouă zbune. Am două mâini și amândouă zbune. Și am doi ochi cu care văd aproape bine. Și de multe ori așa cum e. Și eu aștept să vină împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu din care mă dau un pas înapoi. Sau te dai un pas înapoi. În seara aceasta înțelegi de ce ți s-a dat puterea? Ți s-a dat puterea să te duci. Ascultă-mă, unde te-ai dus? Până unde te-ai dus? Biblia spune de aici din Chicago să începi. Fii sincer, ai făcut ceva aici în Chicago? Ascultă-mă, te întreb în numele Domnului, ai făcut ceva aici în Chicago? Poți să-i spui unuia din adunare, ridică-te și mărturisește cine ți-a spus prima oară despre Hristos. Poți să spui asta? Sau alte întrebări asemenea acestora? Frați și surori, cinzecimea înseamnă în primul rând prioritate, este înaintea la orice altceva. Cinzecimea înseamnă progresie, nu mai sunt ca ieri, am mai trecut o zi, așa că mai m-am luminat un pic, mai m-am liniștit un pic, mai m-am cumințit un pic, mai m-am corectat un pic. Mi-e rușine uneori de ce am făcut în trecut, dar mă țin cu dinții să nu mai fac și Domnul îmi dă har și putere. Și apoi, cinzecimea înseamnă putere.
Biblia spune, dar fiecăruia dintre noi i s-a dat harul, dar fiecăruia dintre noi harul i-a fost dat după măsura harului lui Iisus Hristos. Și fiecăruia i s-a dat arătarea Duhului. Nu există niciunul dintre noi care spune, eu-s rezervă. Orice echipă de fotbal din lumea asta are rezerve. Biserica lui Dumnezeu nu are rezerve. Toți când sunt pe teren. Dar dacă se lovește cineva, nu se lovește nimeni, Domnule. Toată lumea în teren. Toată lumea la luptă. Toată lumea la luptă. Toată lumea la luptă. Începem de aici din Chicago, atențiune! Începem de aici din Chicago! M-ați auzit? De aici din Chicago începem! Și cum trecem de Chicago, ne ducem încolo și încolo! Și pământul e rotund și vom ajunge din nou aici! Ne ducem în evangelizare și ne întoarcem în închinare! Ne ducem la oameni în evangelizare și ne întoarcem la Dumnezeu în închinare! Ne ducem la oameni în evangelizare și ne întoarcem la Dumnezeu în închinare! Mergem la oameni ca să le ducem harul lui Dumnezeu și ne întoarcem la Dumnezeu ca să-i oferim mulțumirea și să primim din nou har! Aceasta e misiunea noastră! Unii se duc în evangelizare și nu se mai întorc în închinare! Alții se întorc în închinare și nu se mai duc în evangelizare! Trebuie să fie un om balansat. Unde te-ai oprit? Cine ți-a pus bariera de nu mai faci nimic? Cinzecimea nu e o sărbătoare. Cinzecimea e o responsabilizare. E prioritară, e progresivă, e puternică. Cinzecimea nu e o sărbătoare să cântăm legănându-ne. Cinzecimea este, hei, du-te, du-te, du-te. Dacă ți-e greu, du-te. Dacă ți-e ușor, du-te. Dacă vrei să te întorci, du-te. Asta este cinzecimea. A murit făcând asta. A murit făcând asta. Și apostolii au murit făcând asta. Deșteptul de Pavel a făcut o grămadă de studii. A fost membru în Parlamentul Religios. Și a murit ca un om de nimic. După ce ani de zile a suferit într-o pușcărie fără haină și fără Biblie. Și a scris bisericilor așa, să-mi aduceți haină. Unul dintre cei mai dotați oameni ai vremii lui, unul dintre prinții predicatorilor și de departe cel mai puternic scriitor pe care l-are Scriptura, a stat înghețat într-o pușcărie fără haină. Eu dacă aș sta într-un loc fără haină, atâta aș vorbi de Biserica Betania că nu e milă de mine și nu mă ajută. Ăsta a stat într-o pușcărie fără haină și a zis, aduceți-mi o haină pentru trup și cartea aceea cu coperți de piele. Nu pot să trăiesc fără cartea aia. Aduceți-mi cartea. Am nevoie de carte. La vremea asta sunt slab, la vremea asta am întrebări, la vremea asta am provocările mele, la vremea asta am dificultățile mele. Aduceți-mi cartea, neapărat dați-mi cartea. Așa de ușor stai fără carte. Wow! Ce înseamnă cinzecime pentru dumneata? Acum mă opresc. 1. Este prioritar să fii plin de Duhul Sfânt. Ascultă-mă, e prioritar. Ascultă-mă, e prioritar. Ascultă-mă, e obligatoriu, e prioritar. E prioritar, e prioritar, e prioritar. În primul rând, e prioritar. În al doilea rând, este progresivă creșterea. Nu o să crești într-o zi, o să crești în fiecare zi. Ai grijă să nu se rupă lanțul că s-a terminat. Du-te în fiecare zi câte un pic și culcă-te liniștit, odihnește-te și când te trezești, ia-o de la capăt, mai du-te un pic. Du-te cât poți. Nu te opri toată viața. Mai citește o carte, mai citește un capitol, mai roagă-te un pic, mai postește o zi, mai cere-ți iertare o dată, mai fă ceva pentru Dumnezeu. Luther spunea, dacă mâine vine Domnul, mai pun un copac în pământ, mai sădesc un pom. Și în al treilea rând, este indispensabil, adică nu se poate fără, este indispensabilă puterea și călăuzirea Duhului. Nu ne vom baza doar pe abilitățile noastre. Oamenii lui Dumnezeu, încă o cinzecime. Aceiași oameni însă. Este o nouă cinzecime la 51 de ani. Au mai fost cinzecimi, dar le-am înțeles altfel. Pentru că cele 365 de zile, aproximativ, de anul trecut, de la cinzecimea din 2013 până astăzi, suferințele prin care am trecut, slăbiciunile care s-au manifestat, tot ce am văzut în compania fraților mei, a familiei mele, a tovarășilor de slujbă, m-au învățat lucruri noi. Cinzecimea asta e mai frumoasă pentru mine, e mai valoroasă, este mai sclipitoare, este o lecție mai bună decât celelalte, este o invitație mai glorioasă. Domnul îmi face cu mâna, Domnul spune, e prioritar,
Ascultă-mă, îmi spune stăpânul, e prioritar, tu ești robul meu, e prioritar să faci asta. Și apoi îmi spune, nu te opri, trebuie să crești. Și apoi îmi spune, ia puterea și du-te. Doamne, mă doare, du-te! Și vreau să stăm înaintea Domnului rugăciunea aceasta, că s-a isprăvit timpul, și să ne rugăm. Nu știu ce vrei să te rogi, dar știu ce vreau să mă rog eu. Mâine dimineață s-ar putea să nu mai văd răsăritul. Și tot ce pot face pentru stăpân, să reglez totul, este ce fac acum. De aceea o să fac lucrul ăsta cât mă duce mintea mai bine și cu toată responsabilitatea. Dragi omenii lui Dumnezeu, vă invit la rugăciune.